În vederea diminuării numărului de persoane ce desfășoară muncă nedeclarată, ITM Argeș a efectuat în luna mai 166 de controle. La 36 de angajatori au fost depistate ca prestând muncă la negru 87 de persoane. În urma acestor controle au fost aplicate 30 de amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 1.220.000 de lei. Printre deficiențele constatate în urma controalelor se numără neevidențierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat, neacordarea drepturilor salariale, netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul General de Evidență a Salariaților, necompensarea în bani la încetarea activității a concediului de odihnă cu venit, neîncheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, netransmiterea contractului individual de muncă în revisal, în domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 149 de controle. Au fost aplicate 20 de amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 82.000 de lei. Printre deficiențele constatate de inspectorii ITM, Argeș se numără lipsă instruire SSM, lipsă control medical periodic, necomunicare eveniment, lipsă echipament individual de protecție. Principalele domenii de activitate în care au fost constatate diferite încălcări ale legii sunt exploatare forestieră, întreținere și reparații auto, construcții, lucrări instalații electrice, tăierea și rindeluirea lemnului, alimentație publică, transport, protecție și pază. Persoanele care vor să se sizeze munca fără forme legale de angajare o pot face în scris la numărul de fax 0248-223412 la adresa de e-mail sau direct la sediul inspectoratului teritorial de muncă Argeș din Pitești, Bulevardul Republicii numărul 11.